Cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu România, în cimitirele din București și din țară, unde sunt înmormântați făuritorii actului istoric de la 27 martie 1918, au fost oficiate slujbe de pomenire. La cimitirul mănăstirii Cernica, preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a săvârșit slujba parastasului. Preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a oficiat astăzi slujba parastasului împreună cu slujitori din obștea mănăstirii Cernica la mormintele făuritorilor Unirii Basarabiei cu Regatul României, aflate în cimitirul mănăstirii. La finalul slujbei, ierarhul a evidențiat rolul important pe care l-au avut membrii Sfatului Țării din Chișinău pentru unirea Basarabiei cu România. Câteva luni înainte de adunarea de la Alba Iulia și de unirea cea mare care a avut loc în urmă cu 100 de ani, Sfatul Țării de la Chișinău avea să legifereze unirea Basarabiei cu Regatul României. Dintre membrii Sfatului Țării, 86 au votat pentru, 3 au votat împotrivă, au fost 13 absenți și de asemenea 36 de abțineri. Ceea ce arată că atunci, în Basarabia, ținutul care fusese răpit în anul 1812 din trupul Moldovei, din trupul țării voievozilor care au iubit-o atât de mult și care au lăsat urme de neșters în acel ținut, zic, după 100 de ani și mai bine de înstrăinare, sentimentele românești, credința care i-a însuflețit și i-a unit pe românii de pe ambele maluri ale Prutului a fost mai puternică decât perioada de dezbinare. De aceea, istoricii, oamenii bisericii, toți cei care au simțit și simt românește au păstrat amintirea acestui moment important de la 27 martie 1918. În cimitirul mănăstirii Cernica se află câteva dintre mormintele celor care au alcătuit acest sfat al țării și unde, mai ales după anul 1990, în fiecare an s-au săvârșit slujbe de pomenire, dar mai ales în acest an centenar, când, conform hotărârii bisericii noastre, se înalță rugăciuni la toate mormintele acestor făuritori ai unirii Basarabiei cu Regatul României, atât la Cernica, la Belu și în alte locuri din capitală și din țară. De aceea, în duh de rugăciune, cu fiii pământului românesc al Basarabiei de dincolo de Prut, dintre Nistru și Prut, înălțăm rugăciuni pentru odihna sufletului lor, apreciind în mod deosebit această dragoste a lor față de credința strămoșilor noștri, față de ctitoriile voievozilor, față de grafia latină și mai ales față de rudenia noastră de sânge, față de această comuniune pe care și unii și alții de pe parte, respectiv de pe cealaltă parte a Prutului, au mărturisit-o și o mărturisesc de atâta vreme. Printre cei înmormântați aici se numără Pantelimon Halipa, Daniel Ciugureanu, Anatolie Moraru și Ioan Pelivan, cel care a dus o activitate susținută împotriva rusificării Basarabiei. Datorită lui, Bălți a fost primul județ din Basarabia care, în 1918, s-a pronunțat pentru unirea Basarabiei cu România. Este o zi de glorie în istoria neamului nostru și n-am putea să ne dorim mai mult decât generații și generații să fie urmași destoinici a înaintașilor noștri care au dat dovadă de un alt nivel de conștiință, înțelegând importanța unității de neam și de țară și rezistând, de fapt, tuturor circumstanțelor istorice destul de
problematice în acele timpuri. În această zi suntem la cimitirul Cernica și în acest context aș vrea să mulțumesc în mod special Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitului Părinte Daniel, tuturor înalților prelați care au fost întotdeauna un model de lumină, un îndemn spre păstrarea conștiinței de neam, spre unitatea creștinească și au fost cei care au susținut această mișcare atât de importantă. Dumnezeu cred că ne dorește în unitate, pentru că asta îl concepem, Dumnezeu iubire frățească, unitate între frați și dorința de dăruire și sprijin reciproc. Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanu l-a oficiat slujbe de pomenire și la mormintele mitropoliților Tiții Medrea și Gurie Grosu.